Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Nu povesti mult, vreau mai întâi să fac o precizare. Emisiunile astea sau ce ori fie ele, intrările astea pe Facebook, nu le fac ca să intre lumea în depresie, Doamne ferește! Nici în seara asta și niciodată nu am și n-am avut ideea să aduc pesimismul ca formulă de zi cu zi în viața noastră. Însă lucrurile trebuie spuse. Trebuie spuse nu ca să arunci cu toporul într-o parte și în alta, ci trebuie spuse pentru ca să se repare. Uite un exemplu. Și se poate repara așa. Noi vorbim de panică. Da? Nu intrați în panică. Panica este la fel de periculoasă, de multe ori, ca și boala însăși. Trebuie responsabilitate, avem nevoie de calm. Da? Toate astea sunt corecte. O să vă arăt, însă, o, o abordare a autorităților, a responsabililor, care poate crea panică și care poate fi reparată foarte, foarte simplu. Să începem. Avem decretul ăsta 195 prin care președintele Iohannis a decretat starea de urgență. Da? Da. La articolul 28, primele două alineate spun foarte clar. Domnule, ministerul sprijină cu fonduri lupta împotriva virusului. Cum? Trimite bani la direcțiile de sănătate publică din județe și de acolo la spitale. Da? Da, e clar, e clar. Și după ajungem în câteva zile, da, în două săptămâni, ajungem să vedem că spitalele fac, uh, fac cereri de chetă publică. Vrem, uh, avem nevoie de bani, avem nevoie de produse, avem nevoie de asta și de asta și de asta. Eu am înțeles, într-adevăr, pe de-o parte, că sunt bani la spitale, dar nu sunt materiale. Asta putem să înțelegem. E un, o turbulență globală, toată lumea umblă după materiale care pune mâna pe măști, pe paturi ATI, pe ventilatoare, pe ce e erou în țara lui. Însă, când văd pe cererile către public, avem nevoie de 2000 de pahare de unică folosință. Să mă ierte Dumnezeu, un mic sentiment de panică am, adică 2000 de pahare de la de unică folosință de plastic costă 100 de lei sau 200 de lei. Păi domn manager, nu poți să te duci până la prăvălie să trimiți pe careva să ia 2000 de pahare de unică folosință? Văd că ai nevoie de 100 de litri de apă pentru medici pe zi. Păi în momentul în care tu îmi spui că totul e în regulă și că ai bani la spital, 100 de litri de apă pe zi înseamnă cât? 20 de badoage de alea de 5 litri sau dacă vrei de 2 litri sau de care vrei tu, nu pot costa mai mult de 500 de lei. 1000 de lei se coste. În momentul în care tu vii și îmi spui că ai nevoie de lucrurile astea pe care ți le poți cumpăra la orice colț de stradă, în momentul ăla pe mine mai băgat în panică, dragă domnule autoritate pentru că mi-ai dat sentimentul că atât de multe lipsesc, încât nici măcar paharele ale de 100 de lei nu le poți cumpăra. Îmi dai sentimentul că totul este sfârșit în țara asta. Îmi dai sentimentul că, bă, dar nici în război nu e așa cum să n-ai bani de pahare, că treci drumul dacă vrei și cumperi 2000 de pahare și le lași la poartă acolo la spital. Înțelegeți? Și aici poate fi explicată în două feluri. Unu, pur și simplu incapacitatea de a comunica. Este o incapacitate a unor oameni care n-au fost obișnuiți, ca să nu zic obligați, să comunice pe timp de criză. Sau, acea incapacitate de a înțelege că pe timp de criză nu mai trebuie să bagi gunoiul supreș. Poți să vii, chiar dacă îți dau nu știu care organisme de la București că n-ai voie să vorbești despre una sau despre alta, tu poți apela. Uite, apelează la presă. Măi, băieți, vrem să fim partenerii voștri. Suntem obligați acum să fim parteneri. Da? Și eu medic, și tu gazetar. Uite de ce aș avea nevoie. Uite ce ar trebui să comunic eu. Uite cum pot restabili încrederea publică în rândul oamenilor care sunt speriați de atâtea breaking news-uri pe minut de la televiziuni că e Italia, că e Franța, că e Spania, că e Statele Unite, că e România, că e Suceava, da? Vin o mulțime de, de, știri către noi. Da, un domn spunea, să știți că de nu se dau combinezoanele și măștile, pentru că ăștia le țin pe când va fi vârful pandemiei și atunci ai vai de capul nostru. Trebuie comunicate chestiunea asta. Un lucru pe care îl știi, pe care îl analizezi, nu mai este acea surpriză care pur și simplu o simți ca pe un buzdugan în moalele capului. Înțelegeți? Și atunci am o propunere. Uite, E tu ești manager la județean, tu ești manager la pneumo, tu ești manager la nu știu unde. Pur și simplu, ne puteți contacta și da informațiile de care voi înși vă, și noi înșine avem nevoie. De ce? Ca să putem supraviețui împreună, ca să putem să ducem să, ne, să ducem mai departe toată viața noastră de zi cu zi și în condițiile în care sistemul și al nostru și al vostru pârie din toate încheieturile. Înțelegeți? Pur și simplu vă propun un parteneriat. Spuneți-ne de ce aveți nevoie. Da? Spuneți-ne datele reale. Și noi o să vă spunem exact cum v-am spus acum lucrurile care ne înfioară. Dute și cumpără repede 2000 de pahare de unică folosință. Înseamnă 4 sau 5 șiruri de alea de pahare albe, de plastic, ambalate, pe care le poți lua de oriunde. Este doar prima intervenție. Pentru că vreau să mai documentez, să intru în legătură cu câțiva uh, domnii manageri care să-mi spună ceea ce nu pot spune, nu știu de ce, din nepricepere să o luăm că nu toată lumea e comunicator. Mulți am fain, povestim și iarăși vă spun, stați acasă. Poate să lucreze medicii 27 de ore pe zi. Pot să trimită toate țările cele mai tari echipamente din lume. Că dacă noi nu vom sta acasă și vom împrăștea virusul, nimeni de pe nicio planetă nu ne poate salva. Numai noi. Și numai medicii și fiecare în parte. Dacă înțelegem. Eu zic că înțelegem. V-am pupat, nu intrăm în panică și stăm acasă.